Duminică 12 iulie 2015 și mă aflu în localitatea Voinești, din județul Dâmbovița, în crescătoria domnului Mihai Tița. Acum avem plăcerea să-l filmăm pe unul dintre fiii lui Maraton, dacă nu greșesc. Nu, nepotul Maraton, nepotul și Maraton. Fiul lui Zeița. Am înțeles. Cu clasel Maraton Feceii, locul 2 național, locul 3 la Mare Fund și iar în locul 18 tot la Maraton Feceii, următorul an, în 2010. Super! Este vorba despre masculul RO 718-880 din 2009, mascul, am înțeles, ai cărui pui au deja o regulă generală. Vă vin primii de la derbiu de la Nicolae, da? Fiecare an la derbiu de pui, primul pui care sosește în crescătorie e din acest mascul, care reproduce destul de bine pentru zborurile de fonduri și maraton. Bineînțeles, cuplat cu o femelă de 2006, care la rândul ei a avut 10 maratone zburate de la 800, 900 și 1000 de kilometri, inclusiv Turom, Bialystok, Pavlograd, Donetsk, s-au repetat 2 ani prin Polonia și vreo 2 ani prin Ucraina. În cuplu cu acea femelă, acest mascul reproduce pui extraordinar de buni. Da, super. E bine dacă ați reușit să identificați o astfel de pereche super reproducătoare, pentru că da, e un cuplu care asta e mare provocare pentru crescători. Îl țiu pereche de 3 ani de zile, pentru că fiecare an reproduce pui care zboară foarte bine. Da, la anul deja o să-l schimb, deja că am urmași destui să zbor în continuare. Numai anul acesta am 6 inele de derby, mega inele, puse numai de la acest mascul. Nu mai fi direct din el, da? Nu mai fi direct din el acum. Să vedem. Ori m-am păcălit, ori o să confirm încă o dată că acest cuplu e destul de bun în crescătorie. E un mascul, cum să zic, am înțeles, din punct de vedere fizic se apropie de idealul dumneavoastră, da? Da, să are o pană așa excepțională, chiar când într-adevăr să vă arăt pana pentru porumbeii de fond și maraton, o pană foarte mare și lată, cu acoperitoarele destul de lungi și da, un penaj bogat, mătăsos, da, într-adevăr. Da, mătăsos. E nepotul lui Decebal, cum ar veni după să și vede, Decebal era un cuc deosebit, are Marcel de Zmet în el și cu Stichelbo. Super. Mama lui era o femelă de Stichelbo 2004, care mi-a produs porumbei de numai de maraton, pot să spun. De unde dragostea asta mare a dumneavoastră pentru porumbei de maraton? Știu că sunteți calat exclusiv pe porumbei de fund și maraton, da, nu? Se pare că, nu știu dacă procedez bine, nu zbor decât câteva etape în țară și nu mai mă ocup de viteză și de mifond, le neglijez sau nu le zbor deloc, apuc să ies la Nicolaev imediat la fond și după aia nu zbor decât la două săptămâni. Și mai îmbarc și pentru viteză și demifond atunci la club, când trebuie să completăm ceasurile, când trebuie să completăm numărul de porumbei pentru colegii ceilalți care vor să zboare categorii de viteză și demifond. Dar se pare că totuși e cam dificilă și nu depinde numai de noi sau de porumbei ca să obțin niște categorii de mare fond și de fond maraton, azi maraton. Că ar fi bine să mai și în crescătorie poate câteva perechi de viteză și anul acesta chiar am scos 10-15 pui de viteză din porumbeii lui Andrei Maruș și din al lui Mântescu Răzvan de la Vulcana Pandele. Așteptăm să vedem rezultatele. Da, eu nu sunt obișnuit decât să-i îngrijesc decât păia de fond și de maraton și e dificil, că nu poate să mănânce și să bea apă toți la un loc, când ăia îi îmbarci la o săptămână și au alte, da, alte tratamente, alt program. Și programul care n-am putut să-i selectez, dar să vedem cum se prezintă puia cu un toamnă de viteză și atunci poate la anul fac și un lot separat de viteză și de mifond. Da. Am introdus în crescătorie locul 1 și locul 2 la general pui, care a zburat 9 etape de pui, clasând 9 sau 8 etape din 9 posibile. Super, super! Să vedem cum s-o comporta în toamnă, abia aștept să-i zbor. Știu că sunteți un mare zburător și un pătimit al concursurilor. Nu prea iertați, așa să zicem, nu? Cu da, nu iert. Și azi am mulți pui tineri băgați la maratoane și la fonduri
ceea ce alții poate zboară la 2-3 ani de zile, eu la un an de zile le dau drumul să zboare. Da. Dacă confirmă, confirmă, dar vedeți cum și azi a fost un timp mai capricios, dificil, capricios, da, cu vânt, se pare, din față și porumbei au întârziat mult. E un procent de 1-2 porumbei la 10-15 sosiți într-adevăr până la ora asta. Porumbeii cu experiență totuși au întârziat mai mult decât trebuie. Nu putem să ne explicăm. Poate și faptul că au fost duși direct de la 550 de km la 1000 de km. Da, saltul dublu și nu oricât, ci da, 500 de km. Și în condiții meteo dificile. Într-adevăr. Da, nu depinde numai de noi sau de porumbel, depinde și de ce... Nu mai vorbim de bruiajele și de toate situațiile care sunt, condițiile de zbor. Și teatru de război, pentru că în sine, da, în Ucraina, fiind foarte aproape de linia, da, frontului, să zicem așa. Da, fiind o situație mai de acolo mai dificilă, sau știu eu, mai pentru cei de acolo, poate pentru noi ni se pare, dar asta e situația. Până la una, au dat toți porumbeii zboară la un loc acum, da, care poate să discerne și să orienteze mai bine. Da, într-adevăr.